greu să te decizi despre care carte să vorbești atunci când ești îndrăgostit de lectură, de cărți, de faptul că ele sunt unele din acele vehicole care te poartă dintr-o parte în alta și spre visarea și existarea de lume exterioară, dar și spre cea interioară și, desigur, spre acele universuri necunoscute, dar care le bănuiești ca posibile și palpabile. Așa că am ales să vorbesc despre o carte rară, este greu de găsit, am citit-o în copilărie și a fost bucuria mea să o regăsesc. Este o carte scrisă de Vladimir Colin și se numește Legendele țării lui Vam. Precitind-o acum, îmi dau seama că a fost un act de curaj pentru Vladimir Colin să încerce să o scoată în perioada anilor 60 și de aceea, la modul foarte interesant, el are o stare de defensivă strategică. Explică într-o prefață cum că undeva pe țărmul Mării Negre cercetătorul științific V. Teodorescu a găsit o urmă în scrierea din perioada cretană, perioada de scrierea, în care pe o piatră este scris Ormag este dușmanul lui Vam, ca să poată porni această carte. Și mai are încă o zicere defensivă, subtitlul este O mitologie a omului. Abia apoi, când se termină cartea, într-o singură frază de dedesubt, cu corp de literă foarte mic, revendică invers tot ce scrisese înainte în prefață, ca defensivă, spunând că totul este o închipuire. Da, este o închipuire, însă era nevoie de această defensivă, fiindcă este o carte care poate fi considerată rebelă față de ideologia comunistă de atunci. Și de ce? Fiindcă este vorba de un basm, dar este vorba de un basm foarte rebel față de o supunere la o ideologie, la o stăpânire, la o administrație, la un exercițiu de autocrație, dar este acel basm perpetu al omenirii. Vladimir Colin mai are încă niște însemne ale, hai să spun, demiurgiei, fiindcă este pasionat și este autor de science fiction, dar un science fiction care aș îndrăzni să-l spun că este adânc înfipt cu rădăcinile într-o stare de românism, de balcanism și de arhaism al spațiului dunărean și al Mării Negre și în același timp se extinde către universalitatea spre care tinde orice încercare de science fiction. Aici, în această carte, care revine puțin din science fictionul tehnologic și anticipativ, spre o stare de ucronie, spre o stare de antemitologie, ne întâlnim cu veșnica poveste dintre bine și rău, cu veșnica poveste dintre eforturile eroului pozitiv de a reuși să facă dreptate și să învingă forțele răului. Un rău, un rău abundent, reprezentant de ormag, un stăpân al lumii, un demiurg invers, un demiurg care se plictisește, un demiurg care din plictiseară, datorită lui Phil, omului pentru șotii, intră într-un scenariu în care se joacă de-a pisica și șoarecele, însă își alege ca și șoarece un om, un om din neamul oamenilor pe care oricum îi oropsește. Acest om este Vam și este supus unor încercări, precum foarte mulți din eroii mitologici sau legendari, sau de ce nu chiar din eroii existărilor reale, este supus la foarte multe probe, fiindcă ormag îi nimicește tot ce iubește, tot ce îl înconjoară, iar Vam trebuie să facă față acestor încercări, păstrându-și cumpătul și găsind soluții în care el, ca și muritor și ca stare de făptură firavă față de urgiile lumii, să poată face față înfruntării cu acest stăpân al lumii, cu acest demiurg invers rău și viclean și care își găsește bucuria doar în această zonă de șantaj, de tortură și de șicanare a jucării aleasă pentru jocul de șoarecile și pisica. Dincolo de structura aceasta narrativă, care se instalează în intervalul dintre BAP și science fiction-ul ficțional și anticipativ, se remarcă la Vladimir Colin o
minunată și dulce frumusețe a îngrăirii textului, fiindcă el reușește, ca și în alte încercări literare de ale lui, să păstreze o limbă rostuită frumos, o limbă care are dulceața arhaismului, o limbă în care le găsim și cânturile vechi antice, o limbă în care găsim iară o posibilă reconstituire a vechilor gândiri care însoțeau textul și valoarea cuvântului, și o limbă în care toate numele proprii își au o rezonanță cu puternică stare de imersie spre un conținut care descrie și starea de fapt, starea de făptură și starea de ființă a personajelor.